în vremea aceea a silit Iisus pe ucenicii săi ca să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor. După ce a dat drumul mulțimilor, Iisus s-a suit în munte să se roage în singurătate. Iar când s-a înserat, era singur acolo. În vremea aceasta, corabia era în mijlocul mării, învăluindu-se de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus, umblând pe mare. Ucenicii însă, văzându-l umblând pe mare, s-au spăimântat, zicând că este o nălucă, și de frică au strigat. Dar Iisus le-a vorbit îndată, zicând: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Atunci Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Iar el i-a zis: vino! Și coborându-se din corabie, Petru a pornit pe apă ca să meargă la Iisus. Dar văzând că vântul este puternic, s-a înfricoșat și, începând să se scufunde în mare, a strigat și a zis: Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzându-i grabnic mâna, l-a apucat și a zis: puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și intrând el în corabie, s-a potulit furtuna. Iar cei care erau în corabie, i s-au închinat, zicând: cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și trecând marea, au venit în pământul Genizaretul lui. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Iubiți frați, cumpe surori, dragi copilași, binecuvântați oameni al lui Dumnezeu care ne ascultați pe internet. Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă de cealaltă parte. Iubiții mei, poate este pentru prima dată când acest cuvânt asilit apare din partea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Noi avem acest cuvânt în Sfânta Scriptură, dar din punctul nostru de vedere înspre ceilalți, și anume siliții să intre. Siliții să intre. Știți că Dumnezeu nu silește pe nimeni cu mântuirea, Dumnezeu nu silește pe nimeni cu pocăința, Dumnezeu nu silește pe nimeni spre împăcare și spre iertare, ci numai dacă vrei. Dumnezeu și-a făcut partea Lui, așa cum știm cu toții, și-a dat lumina ochilor Lui pe cel mai scump și singur Fiu, pentru ca noi să primim iertarea, înfierea și viața. Acum mingea se află în terenul nostru. Cu alte cuvinte, Dumnezeu și-a făcut partea Lui, noi trebuie să ne facem partea noastră. Și iată pentru prima dată un cuvânt care ar trebui să ne dea de gândit. Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie. Oare ce este corabia? Biserică.
Slăvit să fie Domnul! Corabia este biserica lui Dumnezeu. Nu vă imaginați, scumpii mei, cum o bună parte din creștini o fac și greșesc. Că doar spațiul acesta limitat de patru pereți, de altar, de icoane și de tot ceea ce noi am adus aici spre slava lui Dumnezeu, ar fi biserica. Nu. Biserica este acolo unde Domnul nostru Iisus Hristos spune, sunt doi sau trei adunați în numele Lui. Deci nu numele Părintelui Dani, nu numele Bisericii Ortodoxe, nu numele Bisericii Catolice, Pentecostale, Reformate, Hinduse sau ce vreți dumneavoastră. Nu, nu. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu. Pentru că în biserică noi vara putem sta și pentru că e răcoare și e bine. Și sunt mulți care se adăpostesc în biserică. Domnul nostru Iisus Hristos spune în cuvântul Evangheliei, zice, ce lăcaș îmi veți ridica mie când cerul nu mă poate cuprinde? Când picioarele mele se odihnesc pe pământ? Oare îl putem noi limita pe Dumnezeu și constrânge și aduce într-un spațiu definit? Și totuși, scumpii mei, Dumnezeu încape într-un spațiu foarte minuscul și anume al ființei noastre, în inima noastră. Dumnezeu silește pe ucenici să intre în biserică, să intre în corabie, să intre în mântuire. Pentru că în afară de biserică, știți cu toții, nu există mântuire. În biserică Dumnezeu se manifestă prin cuvânt, prin sfintele taine, prin darurile vieții care curg peste credincioși. Un creștin care nu vine la biserică, fizic vorbind, de biserica aceasta și nu se roagă acasă, deci nu continuă lucrarea pe care Dumnezeu o face în biserică, este un creștin fără viață, scumpii mei. Este un creștin în afara bisericii, în afara binecuvântărilor. Și practic nu mai putem numi creștin. Că este un păgân sau ce vreți dumneavoastră. Dumnezeu, așa cum ați auzit în Sfântul Apostol citit de sora noastră Ramona, zidește oamenii pe o temelie. Și această temelie este Iisus Hristos. Noi când venim în lume, noi nu avem această temelie. Și aici se desfințează cuvântul, zice, ortodox m-am născut și ortodox mor. Fals! Nu te-ai născut ortodox. Te-ai născut în păcat. Că spune Psalmul 50, într-un păcate m-a născut Maica mea și într-un fără de legi m-am zămislit. Iată cum te-ai născut. Nu te-ai născut ortodox. Nu jigni ortodoxia spunând că te-ai născut ortodox. Creștinii nu se nasc. Creștinii se fac. Haideți să mai citim o dată spre zidirea și întărirea și fraților care ne ascultă pe internet și a tuturor oamenilor care iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Atât de frumos spune Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan. La început a fost cuvântul, auziți. Și cuvântul era cu Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Toate lucrurile. Și tu ai fost făcut prin El. N-ai venit întâmplător în creația Lui. Nu fără știința Lui. El te ține. El îți dă și însuflețirea și nădejdea și dragostea. Și în versetul 12 spune așa, dar tuturor, acum vorbește de noi, celor care l-au primit. Vă aduceți aminte că era prunc în pântecele preacuratei Fecioare Maria și nu l-a primit. Cine? Cel de la hotel, dacă vreți să parafrazăm în zilele noastre. Hangiul nu l-a primit. Irod nu l-a primit. Preoții acelor vremuri care știau că în Betleemul din Iudeea trebuie să se nască Hristos, nu l-au primit. Deși primiși de Irod, zice, merge și cercetați cu deamănuntul despre prunc și dați-i și mie de veste. Unde trebuie să se nască Hristos? În Betleemul din Iudeea știau și nu l-au primit. Și cine l-a primit, scumpii mei? Păstorii. Oameni simpli. Oameni care și astăzi
Dumnezeu le vorbește și cu care Dumnezeu lucrează. Nu luminații vremii. Și l-au primit magii de la răsărit, niște păgâni, care nu erau din poporul iudeu. Și au venit și s-au închinat și au adus daruri, aur, smirnă și tămâie, știm cu toții. Și auziți, dar tuturor celor care l-au primit, deci trebuie să-L primești pe Domnul în viața ta, în casa ta, în sufletul tău, în inima ta. Și nu-L primești, scumpul meu Darius, doar pentru o zi. Și nu-L primești numai când ai nevoie. Pentru că Dumnezeu nu este 112. Dă-mi, Doamne, că acum îmi trebuie. Acum am nevoie de Tine, Doamne. Am pe soacră-mi abonamă, nu faci bine să te atingi de ea. Am un necaz, am o încercare. Nu, nu. Nu sunați la 112, că nu răspunde Dumnezeu niciodată. Dumnezeu trebuie să fie cu tine, mai ales atunci când, aparent, spui că îți merge bine. Că în încercări să te poți bizui că e Domnul cu tine. Când toată lumea nu mai poate face nimic, când analizele de pe rețetele doctorilor și de pe acele fișe de consultație nu mai răspund, la cine te duci? La unul cu bani? Dai anunțuri? Adunați? Hai să trimitem, să facem colecte. Nu, nu. La Dumnezeu te duci. Dar tuturor celor care l-au primit, adică celor care cred, credința este obligatorie, condiție obligatorie pentru un creștin autentic. În cine? În numele Lui. Vedeți, nici nu vorbește aici de biserică, ci vorbește de Iisus ca persoană. A doua persoană a Sfintei Treimi, cuvântul lui Dumnezeu, le-a dat dreptul, Iisus îți dă dreptul acesta, îți dă mandat, îți dă certificat de naștere, dacă vrei. În original, ție, personal. Și nu prin preot, nu prin intermediar. Atenție! Să se facă! Și pune în paranteză, nu să se nască copii ai lui Dumnezeu. Deci trebuie să crezi, trebuie să-L primești în viața ta ca Domn și Mântuitor. Și devii copil al lui Dumnezeu. Vedeți? Deci creștinii nu se nasc, se fac. Se fac de pe vârsta, de la vârsta copilăriei. Sau, dacă vreți, în ceasul al 12-lea, înainte de a închide ochii. Dar nu-i tot una să vii ca Darius și să-i dai vârsta frumoasă de 10 anișori lui Hristos sau să vii la 60 de ani cu un ficat ciurit și cu o scleroză în plăci, abia târându-le și atât nu mai știu de cine la Sfânta Biserică. Nu-i tot una. Nu-i tot același premiu care îl vei primi. O, ce binecuvântați sunt tinerii, care cea mai frumoasă vârstă a vieții lor o dau lui Dumnezeu, ne lăsându-se ispitiți de fantasmele acestei lumi. Scumpii mei, Iisus, insist, a silit pe ucenici să intre în corabie. Când ești în corabia mântuirii, când ești în biserică, ești binecuvântat, e sub protecția lui Dumnezeu. Nimeni și nimic nu te poate lovi pentru că lovește în corabie, nu lovește în tine. Discutam azi dimineață venind încoace cu sora Ramona și spuneam amândoi, prin câte încercări trecem, dar uitați-vă că nu lovește puterea întunericului în noi, n-are cum, pentru că în noi locuiește cine? Hristos. Și spune Sfânta Scriptură, cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Nu poate da noi, soră. Lovește în corabie. Lovește în corabie. Dar corabia este ca un scut, ca o protecție, ca o armătură. Și totuși paradox, frate Gheorghe, i-a silit să intre în corabie, au pornit pe mare și pe mare să iscă furtună, vânt năpraznic, și ucenicii strigă, speriați de valuri și de vânturi, și își pun întrebarea, cum nu știa că e Dumnezeu? Cum de ne trimite în mijlocul furtunii? Paradox, nu-i așa? Auziți ce spune Sfânta Scriptură? În Psalmul 42:7. Un val cheamă alt val. Ești de multe ori în încercare, ești de multe ori în suferință.
Și știți cum zicem noi? Niciun necaz nu vine singur. Mai aduce unul. Un val cheamă alt val. Dar Dumnezeu oare nu este în controlul tuturor lucrurilor? O să învățăm astăzi ce binecuvântate sunt valurile și vânturile și încercările din viața noastră. Oamenii aceștia au ajuns în furtună noaptea, dar îndemnați, subliniez, și siliți de Iisus Hristos să intre în corabie. Atenție! Și Dumnezeu nu era cu ei. Dar unde era Dumnezeu? Sus pe munte la rugăciune. Scumpul meu, frate, scumpa mea, soră, poate nu simți prezența lui Iisus Hristos în viața ta. Poate n-ai avut nicio experiență personală cu El. Dar faptul că l-asculți pe Dumnezeu, când El te silește, intră în corabie, du-te duminica la Sfânta Biserică, du-te de sărbători, nu numai la Paști și la Crăciun. Că eu n-am făcut creștinismul prin Paști și Crăciun. Eu am făcut un creștinism de fiecare zi, că ție-ți bate inima în fiecare zi și mănânci în fiecare zi și îți trimis soarele în fiecare zi și tone de binecuvântări în fiecare zi. Și ești aici și ești viu. Înseamnă că umblarea cu Hristos trebuie să fie de fiecare zi. Și vezi că îți merge din rău mai rău și spui o întrebare firească sau două sau trei. Doamne, cu ce am greșit? Așa spune un creștin adevărat. Doamne, nu cumva din cauza mea. Doamne, cu ce am greșit? Vă aduceți aminte când s-a întâlnit Iisus cu orbul? Imediat s-o frământa, zice: Doamne, ucenicii, oare cine a păcătuit de omul acesta a ajuns în starea aceasta? El sau părinții lui? Imediat ne creăm în noi frământări. Doamne, unde am greșit? Unde-i buba? Și Domnul spune: oare nu este voia mea în viața ta? Poate n-ai greșit niciunde. Dar eu am îngăduit această încercare și o să vedeți dumneavoastră imediat, ca să te apropii mai mult de mine. Pentru că atunci când îți mergea bine, nu îți prea aduceai aminte de mine. Și atunci Domnul zice: nu-i nimica, că te aduc printr-o încercare. Și când pleci spre spital și vine în curtea ta, că noi ne imaginăm când ieșim pe la portă, numai la vecinii se întâmplă. Uită-te că plecă fratele. Așa ceva la mine în curte nu-i posibil. Sau auzi ambulanța sunând pe la vecini și te gândești: nu, la mine nu trebuie să vină. Va veni și la tine. Va veni și la tine. Este ziua și lista cu fiecare pusă înaintea lui Dumnezeu. Și te întrebi, frate scump și iubită soră, la cine te uiți? La cine strigi? De cine te legi în momentele acelea când ești pe mâna cui? Muritorilor. Oamenilor slavi, cu o injecție, cu o perfuzie, cu un diagnostic, cu un aparat de resuscitare, la cine strigi? Dacă nu-l ai pe El, la cine te duci? În cine spui nădejdea? În bani? Într-o rudă la spital? Într-o cunoștință? Într-un cont? Dacă nu-l ai pe El. Mai poți să spui un gând. Oare mai sunt în voia lui Dumnezeu? Deci oare cu ce am greșit de mi se întâmplă lucrul acesta? Sau numărul 2, oare mai sunt în voia lui Dumnezeu? Nu cumva Dumnezeu și-a luat mâna de pe mine și sunt în loc de binecuvântare? În blestem? Un creștin își pune probleme de astea. Și totuși Domnul spune: nu, ești binecuvântatul meu. Și am îngăduit toate lucrurile acestea să vină în viața ta pentru ca să te aduc aici. Vă dau un exemplu practic, astăzi, de aici. Dacă fratele nostru Nicolae, Domnul Iisus Hristos, să țină la dreapta lui, nu pleca în veșnicie, noi astăzi nu aveam motiv de rugăciune. Noi astăzi poate nu aveam cel puțin câteva suflete pe care le privesc eu acum, aici, astăzi, în biserică. Vedeți cum v-a adus El de dincolo. Păi nu spune Părintele Arsenie că zice: eu plecat în lumea cealaltă, vă voi ajuta mai mult decât am făcut-o în timpul vieții.
Așa ne ajutăm și noi rudele și familia. Iată cum rudele și frații noștri plecați dintre noi ne dau prilej să ne întâlnim în casa lui Dumnezeu. Chiar și la un părăstas. Da. Și vei spune că ai un părăstas. Nu, un simplu părăstas. Că ai prins deja miezul. Dumnezeu te-a chemat la părăstas, dar a închis ușa. Și te-a prins aici și acum îți vorbește. Și acum te ia în balon. Și acum spune. Ca să-ți rămână de mântuire sau de mărturie. Acum Dumnezeu îți vorbește direct. Fratele este în odihnă și el se bucură. Dar Dumnezeu te ia pe tine direct în balon și spune, fiule, eu cu tine am treabă. El este în pacea și în odihna mea. Tu ești încă viu, tu ești încă pe cale, tu ești vulnerabil, tu ești încă supus ispitelor. Eu cu tine am treabă, fiule, pentru că mâine poți fi în locul lui. Poate fi ultima liturghie din viața ta. Darius, ultima liturghie poate fi din viața ta. Poate fi ultima predică din viața ta. Poate fi ultima venire la biserică astăzi. Ți-ai pus odată întrebarea asta? Și să pleci cum a plecat el. M-am uitat zilele acestea, le spun la frați, Domnul să vă binecuvinteze, pe video. Și l-am văzut cu o zi înainte, cum a venit frumos, încet, a stat la rând și a venit la împărtășani. Și îl am și îl arăt, oricând. Și a doua zi, un telefon, fratele a plecat. Dumneavoastră știți ce bucurie și ce satisfacție și împăcare sufletească am avut eu? Ia să fi zis ca preotul de care am vorbit acum câteva zile. Păi du-te la părintele de la vin să te împărtășească, ce vii la mine? Că nu ești din parohia mea. Ia să-l fi oprit. Nu? Sau ia să nu fi venit dânsul, să fi găsit altceva mai bun, în ghilimele, de a veni să te întâlnești cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Am o mulțumire sufletească deosebită. Pentru că l-am ajutat în viață și iată, îl ajutăm și dincolo de viață, aici, în biserica asta modestă, dar atât de inimoasă, care știți ce face? Trimite suflete acasă, către cer. Copii mei, pentru ce erau ucenicii necazi? Pentru ce au ajuns în valuri, frate, și în vânturi, și cu corabia gata să se scufunde? Pentru ce? Pentru că au ascultat de Iisus. Cum se termină Evanghelia? Ucenicii sub ape? Nu, nu. Petru merge pe ape ca pe drum. Ucenicii îmbarcă și Domnul cu ei îmbarcă. Vedeți? Începuturile dezamăcirilor, tristeților, amărăciunilor, frământărilor, la toate lucrurile care vin în viața noastră, nu ne arată și deznodământul final. De aceea să nu mai cârtim și să spunem, da, Doamne, îți mulțumesc. Să spunem ca eu, Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Lui binecuvântat. Deci nu căutați explicații logice de multe ori la ceea ce vi se întâmplă, scumpii mei. Nu căutați explicații. Pentru că Domnul vede dincolo de întâmplarea, de necazul, de încercarea prin care ai trecut. Și dacă ești în barca mântuirii, e salvat. Asta e singura problemă și singura întrebare care trebuie să o pui. Doamne, sunt în barca ta. Acum când trec prin încercare, prin necaz. Nu spune problema că Domnul te-a părăsit. Nu spune problema că păcatul care îl făcuși acum o săptămână oare nu cumva din cauza lui. Nu, nu. E prea mic față de jertfa de răscumpărare care a făcut-o el. E și iertat. Și ai fost iertat. Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu este cu tine în încercare. Scumpii mei, auziți ce cuvânt am găsit aseară în Epistola către Evrei, în capitolul 12, versetul 11. Evrei 12, 11. Orice pedeapsă este adevărat,
deocamdată pare să fie o pricină de întristare, nu? Pleacă cineva, păi cum să te întristezi? Se întâmplă un necaz, cum să te întristezi? Zice, și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor care au trecut, fiți foarte atenți că aici e cuvântul care ne dă nouă astăzi sâmburile de adevăr. Dar mai pe urmă aduce celor care au trecut prin școala ei roadă dătătoare de pace a neprihănirii. Frate, înseamnă că tu înaintea Domnului în fiecare zi ești la școală. Spuneau frații noștri, zice, băi, nu știu ce școală ai tu, dar zice, eu am școala vieții. Dreptate aveau. Ăsta nu-i cuvânt de ocară. Oi fi tu cu atâtea școli și cu atâtea facultăți, deci eu am școala vieții, frate. Să țineți minte. Darius, niciodată nu se termină școala. Și după ce a absolvit facultatea și ți-a luat toate diplomele și masteratul și doctoratul și ce vrei tu, în fiecare zi ești la școală. În fiecare zi ai un dascăl înaintea ta, ești în banca vieții tale și trebuie să dai răspunsuri. Acum depinde la ce școală vrei să te duci și pe cine vrei să urmezi. Și ce facultate, în ghilimele, a vieții vrei să absolvi. Pentru că cu diplomă, îți spun sincer, vei ieși. Indiferent dacă vei lua 2-ul corigentului sau 5-ul celui trecut așa scăldat ca prin apă sau 10. Vei primi o diplomă. Ți-o va da și diavolul diploma? Și va scrie pe ea, al meu, osândit pe veci, și ți-o va da și Domnul diploma. Și va spune, mântuit prin Hristos. Amin. 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 Ce diplomă! Ce diplomă! Să scrie, Cornelia, mântuită prin Hristos. Soră Cornelia, asta nu se compară cu nimic din toate încercările prin care treci. Cu nimic din toate acele care ți intră și îți recirculă sângele spre a fi purificat. Mântuitul lui Hristos, mântuita, iertata prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Ce diplomă! Toate vor păli în fața acestor diplome. Există o școală, scumpii mei, școala lui Dumnezeu. Rămâneți în acea școală a vieții. Și rugați-L pe Dumnezeu să vă vorbească, să vă înțelepțească și să vă transforme în oameni noi. Există o școală prin care Dumnezeu ne trece obligatoriu, frate scump. Furtună, necaz, durere, frământare, lipsă. Trebuie să treci pe acolo. De ce? Pentru că și El a trecut. Doamne! Doamne! Păi dacă tu ne faci cel puțin, cum să vă spun, 0,00 părtași unei patimi sau unei suferințe de-a tale, noi suntem binecuvântați. Pentru că zice, cine vrea să fie ca mine, zice, trebuie să trăiască cum am trăit eu, spune Domnul. Mare este Dumnezeu. Nu vedeți că nici măsoarele lui dor. Nu vedeți că n-au niciun gând. Dar uitați-vă cum e sfârșitul vieții lor. I-am văzut și pe mare, și în drum spre mare, pe autostradă. Îi văd în fiecare zi. Nu le place glasul de clopot. Dar uitați-vă cum sună sirenele zmurdului în fiecare zi. Am plecat cu fratele joi seara. E aici în biserică martor. Și am trecut pe o stradă după ce se termina să ci petrecerea aproape de noi. Și am văzut și artificiile și ne-am bucurat. Și cât am stat? 20-25 de minute. Și la întoarcere înapoi, soră, zmurdu, poliția și ei. Rupți, obosiți, terminați. Dar plin de must. Și de bere. Și de mici. Așa mă întâlnesc în fiecare dimineață când vin spre biserică. Adună de pe marginea drumului la el. Am o soră care lucrează în spital și îmi scrie, zice, toată noaptea îi aduce, urlă, țipă,
Mă sperii, nu mai pot lucra în mediul acela. Nebun, de două ori nebun, și cu mintea, și cu Duhul, și cu tot. Ce se întâmplă cu lumea asta, frații mei? Oare nu văd oamenii că în afară de barca mântuirii, de corabie, de Iisus, nu este speranță, nu este nădejde, nu este ajutor? Am început, din păcate, cei mai mulți dintre noi să vedem doar partea întunecată a lucrurilor. Uitați-vă la televizor. Când îl deschizi, uitați, faceți, vă rog, eu vă rog astăzi să deschideți televizorul. Dar nu pe Animal Planet. Nu, nu. Pe un post unde știți că sunt știri. Prima informație care o primește este o informație negativă. Prima. Urmată de a doua, a treia și așa mai departe. În schimb, ne-a luat plasme mari să vedem necazul mai mare. Să vedem păcatul mai mare. Și să-l aducem în casa noastră, să ne simțim bine, confortabil, cu popcornul, privind cum iară și-o tăiat unul și-o băga mama în frigider. Ce bine te simți. Mai ales când mănânci un popcorn. Nu? Am început să vedem doar partea întunecată a lucrurilor. Vreau să vă dau două exemple. Primește o mașină de ziua ta. Cadou de la soțul tău. Sau faci o rată. Trebuie să o schimbi. Și te bucuri. Mă, ce binecuvântare. Chem și pe părintele neapărat să o binecuvinteze, că aia trebuie binecuvântată mașina. Nu tu, conducătorul care conduci mașina. Doamne, fă-mă slujbă pe mașina asta. Să mă păzească de accidente. Bă, dacă o vrigui la tine în mână, mă. Tu ești cel care trebuie să fii binecuvântat. M-am povestit cum și-o luat mașină cu pilot automat și-o dat de băut la toți prietenii și-o zis, acum merem acasă, fii atent aici, apăs butonul, fii atent cum mă duce, ui și GPS-ul ai știe tot. O luam mâine de pe volan. O mai mers 10 metri și în primul stâlp. Bă, nu-i bună mașina, mă. Și s-o duci cu reclamație. Dom'le, nu mere pilotul automat. Fii atent, m-a băgat în zil. Măi, tu trebuie să ții de volan, mă. Cârmă e la tine, măi, tu trebuie să te pui pe cale. Tu trebuie să conduci mașina aia, cât ar fi de sofisticată. Și cu consumul limitat la 4 cupe. O mașină poate fi o binecuvântare. Dar o mașină poate fi și un blestem, pentru că te poți scoate din descarcerare. Dar o furtună în viața ta, o furtună în viața ta, o încercare, un necaz, pe momentul îl numești cum? Vai și amar. Dar furtuna asta poate fi o binecuvântare. Și acum vom vedea în trei puncte, ale predicatea simple. Ce sunt aceste furtuni, frate, din viața noastră? Plecând la Timișoara, nu? Și venind sănătoși și sună soția, hai că a murit cumnatul tău. Mă, nu se poate, mă. Cum cumnatul? Că el... Am stat de vorbă cu el. Ce sunt aceste încercări din viața noastră? Ce sunt aceste valuri care vin peste aceste vânturi care ne lovesc din toate părțile? Dar nu uitați, noi suntem în corabie. Ce sunt aceste încercări? Unu. Mijloace, țineți minte, pe care le folosește Dumnezeu să te aducă mai aproape de El. Unde era Iisus când au avut probleme pe munte? Nici n-a început bine furtuna, au început să țipe, să se sperie. Bă, dar El ne-a trimis. Cum ne-a trimis omul în mijlocul furtunii? Și deja Iisus vine pe ape în întâmpinarea lor. Îți trimite un vânt, îți trimite o încercare. Versetul 25 zice, Iisus a venit umblând pe mare, vrând să se întâlnească cu tine, a trimis o furtună și barca te-a dus mai aproape de El. Vântul a suflat în pânza bărcii și l-a dus. I-a dus pe toți mai aproape de Iisus. I-a dus unde, scumpii mei? Era întuneric acolo, i-a dus spre lumină. Soră Ramona, ce verset găsesc eu în Sfânta Scriptură în 1 Regi 8:12. Zice, Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric. Cum? Cum să locuiască Domnul în întuneric? Pentru că ești tu în întuneric.
El este lumina și vrea să fie o călăuză, un far spre tine. Când l-au văzut venind spre pe apă, pe Iisus, credeți că s-au gândit la el, știu că e o nălucă și s-au spăimântat. Așa vedem și noi, mustrea Domnului pe diavolul. Vedem că Domnul vine cu mâna întinsă în întâmpinarea noastră și nu-i vede mâna. Și vedem mai bine rețeta compensată. Sau vedem mai bine nu știu ce de prin lume. În loc să ne agățăm de mâna Domnului, nu vedem clar și desfârșit că e Dumnezeu. Vedem că e o nălucă, ne înspăimântăm. Pe cine a speriat vreodată Dumnezeu? Pe cine a speriat vreodată Dumnezeu? Diavolul face sperieturi. Diavolul sucește mințile oamenilor. Diavolul de multe ori copiază învățișări de icoane, sfinți și așa mai departe și vine la tine și zice, vino că am treabă, trebuie să-ți vorbesc. Dar treabă, dar Iisus unde-i? Că eu am un Dumnezeu și o credință și o nădejde. Te-a trimis Iisus? Te-a trimis Iisus să-mi vorbești? Vă rog din suflet. Primul gând care îl aveți. Vine un sfânt în vis. Vine o călăuză. Vine cineva pe stradă. Întrebare. Tu trimis Iisus să-mi vorbești? Dacă nu vă dă răspuns afirmativ, nu primiți nimic de la el. Totul deoparte. Du-te, bă. Du-te pe pustii. Așa să-i spuneți. Eu nu lucrez cu intermediari. Nu mai este timp, sora mea scumpă, de intermediari. Nu mai este timp între mine și Iisus să pun un doctor, să pun un popă, să pun un avocat, să pun mai știu ce, nu, nu. Eu lucrez direct cu Domnul, pe verticală. Dumnezeu mă călăuzește prin Duhul Sfânt, prin cuvântul Evangheliei. Unde ți-i Biblia? Să-L întreb. Unde ți-i Biblia? Tu trimis Iisus? Unde ți-i Biblia? Vreau să-mi vorbești prin cuvânt. Vreau să găsesc corespondent cu ceea ce îmi spui tu în cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, frate, soră, nu primesc nimic de la tine. Du-te de aici. Nu mai este timp. Dumnezeu nu se mai folosește de intermediar. Vine la tine și spune mântuit, iertat, credincios. Sau vine la tine și spune blestemat, osândit, pleacă de aici, în focul cel veșnic. Suntem în vremea în care securea, cum spune Sfânta Scriptură, a fost pusă să despartă. Doi vor fi într-un pat. Pe acolo nu pot fi Ion și cu Vasilie, nu vă supărați. Degeaba tot încearcă Europule să ni le aducă pe Ion și pe Vasilie împreună. Nu, nu, nu. Acolo este un soț și o femeie. Un bărbat și o soție, da? Deci unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina la moară. Sora Marie cu sora Naftalină. Vor măcina la moară. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi vor merge la câmp, pe drum. Cu Mercedes-ul, seria care vreți dumneavoastră. Unul va fi luat, altul va fi lăsat. De secura a fost înfiptă deja la rădăcină. Orice pom, frate, care nu aduce roadă, va fi tăiat. Scurt. Apropo să te luau de popa în curte, cât o vrea el. Și să-ți facă îl mai fain părăstas și ai mai faină pomană, că Dumnezeu nu este acolo și nu se uită la tine. Mamă, ce părăstas au, mă, ce slujă, ce de preoți au fost. Și dacă nu a fost Iisus, dacă nu a venit să spună vino slugă binecuvântată și intră în bucuria stăpânului tău, că nu trimite pe Arhanghelul Gavril soră după noi, ci vine el personal. Știți când trimite pe un arhanghel și un înger intermediar? Că n-are nevoie de tine. Și ăla îi spune, du-te și du-l. Că eu nu mă murdăresc cu el, că m-am murdărit destul toată viața, așteptându-l să vină, să se împace cu mine. M-am murdărit destul, eu nu mă mai murdăresc, nu mai fac probleme. Du-te și condu-l unde e locul. Dar când te duci acasă, în împărăție, vine el personal și spune, vină, îmi place de tine, ești al meu. Ai diploma, nu uitați, mântuit în Hristos. Deci Dumnezeu care este lumina, vine și le strălucește în întuneric. Ei sunt cu corabia, se mișcă, vântul din toate părțile. Uite o nălucă!
Și ce zice Petru? Ce zice Petru? Este Domnul! Câți erau în corabie? 12, sora Cornelia. 12. Numai Petru l-a recunoscut. Așa este și în biserică. Sunt 12 în biserică, dar numai unul ascultă predica, vă spun eu. Restul e plecat. Numai unul vede pe Hristos. Asta e proporția. Fiți atenți. Numai atunci când este întunericul mare, o să poți vedea lumina lui Dumnezeu. Atunci de ce cârtești? Când Dumnezeu te trece puțin prin valea umbrei morții, prin întuneric. Domnul spune în Ioan 8:12, eu sunt lumina lumii. Ioan 8:12, eu, privește-mă la mine ca la lumină și agață-te de lumină. Lumina asta te va conduce, te va ține pe cale. Nu vei cădea în stânga și în dreapta. Domnul Iisus spune așa, eu nu zic că furtuna și încercarea prin care treci nu-i mare. Dar eu sunt mai mare decât furtuna. Eu sunt mai mare decât încercarea. Pentru că eu am îngăduit să vin în viața ta. Ca să-ți vezi neputința și falimentul și slăbiciunea. Și să vezi că fără mine nu poți face nimic. Scumpii mei. Iisus să fie slăvit. Psalmul 34:6. Când strigă un nenorocit, sora mea scumpă, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Am stat aseară și m-am gândit la treaba asta și am zis așa. Cum adică? Când strigă un nenorocit, Domnul aude. Frate, când e sănătos și toate îți merg bine, ai nevoie, ce spune Domnul? Un ceas n-a putut să privegheați cu mine? Ai o oră de rugăciune, nevoie, cel puțin. Să te conectezi la pulsul Sfintei Treimi. Asta nu înseamnă că Domnul nu te aude, dar ai tu nevoie. Nu? Pentru că ești în confortul tău. Ești într-o situație de stabilitate. Barca ta plutește pe o mare liniștită. Ai nevoie să te conectezi la pulsul cerului. Să lași toată grija cea lumească, cum cântăm în aerobic înapoi. Să te debarasezi, să închizi ușile, să te deranjezi, să oprești televizoarele. Nu? Să te duci în odăiță, să te conectezi cu Dumnezeu. Ai nevoie de o oră. M-am învățat aici o oră de rugăciune cu Iisus. Dar când ești necaz, auzi, când strigă un nenorocit direct, spune, Domnul aude. N-ai nevoie decât de o secundă. Strigă la Dumnezeu și Dumnezeu e lângă tine. Dacă ai nevoie, am scris aici de un ceas de rugăciune, când ești pe marea vieții, liniștită, într-o secundă, Dumnezeu este lângă tine când ești în necaz. De ce nu strigi la El? De ce te aghezi de oameni? De ce te plângi? De ce te plângi mereu? Nu știi cine ți-e tată? Nu știi că Domnul e cu tine? Nu știi că Domnul te poartă în brațe? Deci în primul rând, când vine cazul încercări, vânturi, frământări, în viața noastră, unu, mijloacele pe care Dumnezeu le folosește să te apropie de El. A suflat în barca aceea și direct la Iisus l-au dus. Să-L vadă lumina lumii. Doi, când Domnul Iisus Hristos îngăduie o încercare, prin aceste mijloace te apropie să te încerce ca să vadă mai rămâne omul acesta în slujire cu mine. Cârtește? Se leapădă de mine. Pleacă din barca mea. Vine cu un mesaj de pace Iisus și spune așa, fiți cu inimă tare. Vine cu un mesaj de putere și le spune că s-au experimentat. Eu sunt Ionă Lucă. Vine cu un mesaj de îmbărbătare și spune, nu vă temeți. V-am mai spus aici în biserică, de 365 de ori, au numărat teologii, scrie în Biblie, nu vă temeți. Pentru fiecare zi. Niciunde nu te lasă Dumnezeu. Nu te teme, omule. Dumnezeu este cu tine. Când ai necazuri, din păcate vezi năluci. Nu mai vezi bine. Și Domnul zice, eu sunt cu tine. Eu nu pot să înțeleg, vă rog frumos, eu nu pot să înțeleg lucrul acesta. Ce nevoie are un creștin al lui Dumnezeu care îi pleacă cineva din familie iubit de injecția care o face doctorul să îl liniștească.
Ce nevoie are fratele meu? Repede la doctor, injecția ca să ne liniștim. Să nu mai plângem. Dumneavoastră știți de ce să fac sarmale la mormântare? Tocmai ca să uite cel care are mortul în casă. Și să se preocupe de sarmale. Băi, câte sarmale sunt? 250, mai faceți încă 50, că am 300 de oameni la mormântare. Ați luat apă minerală. Colaci ați luat lumină pentru asta. Să nu iei razna. Mai bine apucă-te și fă niște sarmale. Și puneți oamenii care vin de pe drum. Și nu fugi la doctor, că Iisus e cu tine. Îmbărbătați-i pe cei care își pierd apropiații, luați-i în brațe și spuneți-le, lăsați coroanele și prostiile, luați-i în brațe și spuneți-le atât, Iisus să umple acel gol al soțului tău, al tatălui, al copilului plecat sau mai știu cui, cu el în viața ta. Să umple acel gol cu Iisus. Că de aia este gol mare și durere. Că nu e Iisus acolo. Eu am văzut persoane și vă rog frumos să notați. Am văzut creștini care nu au vărsat o lacrimă. Și și-au văzut copilul și nevasta în sicrie. O lacrimă. Priveau spre cer și ziceau, știu că e voia ta. Știu că așa-i îngăduit tu. Și știu că mă voi întâlni cu ei. Că ei sunt îngeri. Am văzut lucrurile astea. În schimb, am văzut niște disperați acățându-se de sicriu. Pe unde-i creștinismul din tine? Unde-i omul din tine? Unde-i Dumnezeul din tine? De ce te agăți? De un trup muritor și plin de boli? De ce te agăți? Unde-i sufletul? Îți dai necazuri, vezi năluci. Dumnezeu spune, eu sunt și nu te uiți la El. Cu cât mai greu este încercarea, ține minte omul al lui Dumnezeu, cu atât vei ieși mai biruitor, mai puternic din ea. Cu cât mai grea este soră boala, cu atâta Dumnezeu te întărește mai mult, te face mai biruitoare și oricine a venit să spună, cum o dulsoră Cornelia? Cu Iisus pot totul. Pot totul în Hristos care mă întărește, spune Sfânta Scriptură. Pot totul. Oamenii nu pot să înțeleagă suferința ta, că e o suferință interioară. Nici nu ți-o pot alina cu o vorbă bună sau cu telefon. Dar dacă l-ai pe Iisus în tine, niciodată, țineți minte, confortul personal și linia de plutire din jurul tău nu te poate pune într-o stare după voia lui Dumnezeu. Toate merg bine. Când toate merg bine, atunci să-ți faci cele mai multe probleme. Atunci să te întrebi, oare nu cumva am ieșit de sub sfera de binecuvântare a lui Dumnezeu? Oare nu cumva merg cu lumea și doar mă amăgesc că merge bine, dar eu sunt pe roata. Știți cum se învârte șoarecul cu pe roată? L-ați văzut hamsterul lui? El pedalează, ce fac kilometri, de el e tot acolo. Are tot confortul. Apa e apă, mâncărică e mâncărică, el e pe roată, are bicicleta, antrenamentul, fitness-ul, dar el e tot sănătos, tot în locul ăla. Zice, băi, că făcui 200 de kilometri azi. De unde? Când te uiți tot. Cam așa sunt și creștinii noștri. Deci Dumnezeu vrea să se uite dacă în încercare cârtești, îl părăsești sau rămâi vegheator. Doamne, știu că e voia ta, știu că la capăt de drum eu nu mă întâlnesc cu sau cu, ci mă întâlnesc cu tine. Sunteți oameni și bărbați. S-a făcut un studiu, fiți atenți, scumpii mei, că trecem peste ele și nu le băgăm în seamă, dar astăzi ne luminează Dumnezeu. Dumneavoastră, când mergeți cu mașinile peste vreun pod, nu vă faceți așa probleme că s-ar putea să suri pe podul ăla cu dumneavoastră. Fiți atenți, ce ia în calcul un inginer când face un pod. Și o să vedeți imediat unde vreau să ajung. Prima dată îi calculează podului, se cheamă sarcina moartă. Sarcina moartă, adică
Greutatea podului, uite că fratele deja mă aprobă, înseamnă că cunoaște. Greutatea podului care stă pe pilon. Deci vorba numai de greutatea podului. În al doilea rând, tot un inginer care construiește și face un pod, calculează sarcina vie. Adică toate tirurile, toate mașinile și toată aglomerația și tu care mergi pe trotuarul podului, sarcina, deci sarcina podului, sarcina moartă, plus sarcina vie. Cu tine, vie, mașina ta și așa mai departe. Și zice, nu-i destul. Că s-ar putea să vină un vânt, frate Ion. S-ar putea să vină o zăpadă să se așeze pe podul ăla. S-ar putea să fie intemperii și cicloane și calculează sarcina de vânt. Deci vânturile care bat peste sarcina lui, greutatea lui, peste mașina ta și tot ce trece și plus loviturile din stânga și din dreapta. Oare cine este arhitectul și marele inginer care te-a proiectat pe tine, frate Gheorghe? Nu-i Dumnezeu Tată. Știi că ești proiectat să reziști. Știi că ești proiectat să reziști. Cum spunem noi că Domnul nu stă mai mult decât poți. Duce. Duce. Ați înțeles-o de data asta? Ești proiectat să reziști. Nu-ți va da mai mult. Nu-ți va da mai mult. Trebuie să treci prin încercare. Trebuie să reziști. La capăt este Iisus. Și este steagul alb. Și este cununa vieții. Și este diploma mântuit. Poftim, intră în bucuria stăpânului tău. Și masa întinsă. Și raiul desfătării. Nu vă mai luați după oameni. O săracul de el, cum le mai duce? Le duce! O săracul de el, nu că acum a scăpat de una și căzut în alta. Știe Domnul de ce i-o dat-o. Ați înțeles? Nu mai cârtiți în încercări. Ești în furtună, ești în necaz, ești în supărare. Domnul-i cu tine. Unde trebuie să fii? Condiție. În barcă. Ucenicii au fost siliți de Iisus să intre în corabie. Doamne, eu sunt în corab, eu sunt în biserică, eu sunt la adăpostul tainelor tale, Doamne. În al treilea rând, și încheiem, furtunile care vin în viața noastră sunt mijloace de mărturisire. L-a mărturisit Petru și a zis, este Domnul. Vă întreb, câți erau în barcă? 12. L-au cunoscut toți. Am zis că nu. Petru l-a cunoscut. El a zis, este Domnul. Și Domnul ce-a făcut? Ziceți? L-a chemat la el. Păi dacă tu mă mărturisești pe mine, ți-am făcut din mare petre trotuar, vino la mine. Doamne, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe apă. Ce a zis? Vino! Cum adică? Eu care am făcut legile fizicii, termodinamicii, legile gravitației, le pot opri pentru tine sau pentru Petru sau pentru părintele? Da! Pentru ca să-ți măresc credința, vino la mine pe apă, Petru. Și a mers. Eu vă spun eu că n-a făcut numai 3 pași. Vă spun eu că a făcut 500 de metri ca ochiul. Dar a fost un moment, un singur moment, în care și-a luat ochii de pe Iisus. Un singur moment. Și la ce s-a uitat? La vală. La necaz. La tristețe. La supărare. La banii din cont care-s puțin. La diagnosticul doctorului de cancer. Și lucrul ăsta l-a ruinat și a început să se scufunde. Ce ne învață pe noi Sfânta Scriptură? Că oricât ar fi încercarea de mare, eu sunt în barcă, 1, 2, nu-ți lua ochii de la Iisus. Poți să-ți iei de la nevastă liniștit. Poți să-ți iei și de la popă liniștit. Nu-ți lua ochii de la Iisus, de la Biblie. Nu-ți lua ochii. Nu, nu. Fugi repede la ea. Deschide-o. Privește-o. Citește-o. Ia-ți ochii de la cine vrei tu. Dar nu-ți lua ochii de la Iisus. Că atunci te cufunzi. Vin... Știți cum? Ca o avalanșă toate peste tine. Gânduri. Și
Și diavolul atât așteaptă să te aducă în deznădejde, să te aducă în depresie și să-ți arate într-o noapte un ștreang și să spună, dar nu a fost atâță. Sau să-ți arate o margine de prăpastie și zice, nici măcar, fii atent frate, eu, nici măcar atâta nu face. Numai atât. Te suflă și ai căzut. Nu există nicio încercare peste tine, peste mine, peste oricare dintre noi pe care să nu putem duce. Punct! Petru, tu cu mine nu încalci nicio lege a fizicii. Pentru că eu am făcut fizica, spune Domnul. Eu am dat legile fizicii și eu le opresc. Eu iau pământul ăsta și mă joc cu el pe degete. Eu opresc soarele astăzi în amiază și dau soare numai la români și la americani le mai dau o săptămână. Eu sunt Domnul. Clar? Acesta este Dumnezeul nostru. Deci nu ne jucăm. Există un cântec, soră Dorina zice, mai frumos, nici îngerii nu cântă ca cei din Valea Plângerii. Ați văzut oamenii? Ați văzut vreodată oameni plângând în întristare? Haideți să vă dau eu astăzi secretul bocitoarelor din Moldova. Femeile acelea și oamenii aceia care sunt chemate la căpătâiul mortului să mai învârtă pentru unii cuțitul în piept, nu sunt altceva decât femei care cântă în întristare. Cântă în întristare. Nu poți să râzi, dar cântă. Zi o cântare, zi ceva. Și pentru toate lucrurile acestea, cu ucenicii în barcă, cu Domnul pe apă, cu Petru mergând atâția zeci de metri, cu scufundarea lui Petru în valuri, verdictul primește Petru, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Unde era Petru? Pe ape cu Domnul. Adică în atenția și în vizorul Domnului Iisus. Păi dacă la Petru a zis puțin credinciosule, atunci cei din barcă, cum i-ați numit dumneavoastră? Dacă e Petru, e puțin credincios. Și aici ne mai răspunde la o întrebare. S-ar putea să fii de 40 de ani în biserică. Și să nu fii nici măcar puțin credincios. Puțin. Și să fii... Unde erau ucenicii? În barcă? În corabie. În corabia mântuirii. Vedeți cum ne personifică Dumnezeu pe fiecare? Puțin credinciosule. Și cei din barcă? Vai și amar. Scumpii mei, câte vreme ai trăit prin credință și ai experimentat cu Dumnezeu un ecaz și ai ieșit biruitor din el, te poți numi creștin. Când a început să sufere Petru, vă aduceți aminte, după ispitire, după lepădare, cine l-a restaurat și cine l-a întors pe Petru? Când ne aducem aminte că a lăsat totul și s-a dus, unde? L-a pescuit. Tot Iisus. Odată l-a mărturisit înaintea ucenicilor și a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Ai făcut vreodată o mărturisire, ai vorbit o singură dată despre Iisus. Dumnezeu nu te uită și te aduce din încercare înapoi în lumina Harului Său. Orice cuvânt ai zis o singură dată despre Dumnezeu, Dumnezeu l-a scris în cartea vieții. Adesea, spune Maleahi, cei care au vorbit unul cu altul, Dumnezeu a scris o carte de aducere aminte înaintea Lui. Păi nu te supăra, frate, nu a scris că ai vorbit despre bere și că ce-o mai făcut, nu știu ce echipă de fotbal, nu, nu. Când ai vorbit despre el, zice Dumnezeu, a scris o carte de aducere aminte înaintea Lui. Petru zice, este Domnul. L-a mărturisit. Haideți să recapitulăm și cu asta încheiem. Psalmul 23 zice, nu mă tem de niciun rău, tu ești cu mine. Când vin încercări peste tine, unul, când vine un ecaz peste tine, Dumnezeu se grăbește și să vină în calea ta, ați înțeles? Vântul ăla care îl simți, durerea aia, nu este altceva decât un euratilion, un vânt puternic care vine și te apropie de Domnul. Doi,
Dumnezeu vrea să vadă din ce aluat ești făcut, omule. Ești făcut din aluat de Dumnezeu sau ești, cum a zis sora, orice lucrare va fi probată în foc. Dacă va trece proba focului, va primi răsplata, dacă va arde. Salut! Și trei, când treci prin necaz, abia atunci strigi. E Domnul! E Domnul! Doamne, scapă-mă! De ce te agăți? Uiți să-i mulțumești când toate îți merg bine. Nu-i nimic, că te aduce necaz, că ți-aduce aminte de El. Știți de ce? Pentru că ne iubește. Cum, Doamne, mă iubești? Da, te iubesc. De asta mă gândesc să vin la necazul ăsta, pentru că te iubesc. Ești al meu, măi. Ești al meu. Și trebuie să vii de bună voie, că altfel nu mi-este îndeplinită ideea de Dumnezeu, că Dumnezeu nu forțează pe nimeni să vină la El. Gândiți-vă când v-ați căsătorit și v-ați declarat unul altuia iubire. Cât poți să stai din interes? Cât poți să stai că are bani și că are poziție? Cât? Câțiva ani? Și pe urmă? Ți-ai declarat iubirea, respectă-ți declarația care ai făcut-o. Nu ți-o lua înapoi. Închei cu Iisus, cu un verset, slăvit să fie Domnul, din cartea Lui. Azi dimineață, înainte să vin spre biserică, Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. 1 Corinteni 10:13. Auziți, cu noi vorbește. Nu v-a ajuns nicio ispită, pune o paranteză, încercare, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Deci, dacă nu te scoate imediat, îți dă soră forță și energie și putere ca să o poți răbda ispita. Înțelegi? Doamne, Tu știi de ce îngăduim că boala peste mine? Că văd că acasă nu mă iei. Înseamnă că e o încercare. Când se termină încercarea cu boală, înseamnă că boala aia a fost ori spre mântuirea celui încercat, ori spre osânda celui încercat. Să țineți minte lucrul acesta. Că Dumnezeu, în marea Lui dragoste, este și un drept judecător. Și zice, frate, te-am chemat până acum de 1.540.249 de ori. Păi deja ai făcut un pas în afara milostivirii mele. Du-te cu mașina în plop, că eu mi-am luat mâna de pe tine. Și moala aceea sau încercarea aceea este spre o sândă. Dar dacă Domnul îngăduie și vezi că continuă încercarea și boala în suferință, asta e spre mântuire. Bucură-te! Cancer! Am cancer! Da, ești cancer! Ai tradus o altă cuvântul ăsta? Cancer. Ești cancer! Te simți cancer! Vedeți? Dacă nu ești cu cardul în mână, citiți invers. Ca să vedeți cu cine sunteți în mână. Găsitu-te-a El vrednic de încercare, de a-i fi scutit de ea, nu i-ai fi fiu. Și fiu ceresc în încercări nu moare, ci iese mai frumos, mai sfânt, mai viu. Veghează dar că veșnici nu sunt norii. Când vin norii de ploaie, mă, vine ploaie, ne acoperim. Nu simți tu biruința radind, nu știi că mai înainte de a fi zorii, mai neagră este noaptea ca oricând. Ești scris în palma Lui cu semn de cuie. Numele tău, Ramona, ai scris cu semn de cuie și cu sânge în palma Lui. Destinul tău nu-i unul efemer. Nu dispera cât rugăciunea suie.
în numele lui Iisus către cer. Adu acum sfinte osanale, acum aici în biserică, spre cel ce marea o preface în drum. Așa a făcut marea lui Petru, un drum. Ridică-te de pe umilita scale și fă din mâine un glorios acum. Doamne, Doamne, niciodată nu o să mai cârtesc. Doamne, niciodată nu o să mai zic de ce. De ce eu și nu ăla? Doamne, eu știu că toate sunt în planul Tău, spre zidirea mea ca om, spre mântuirea mea și spre gloria numelui Tău. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Am putea să zicem așa, îți mulțumesc pentru toate necazurile și încercările care au venit în toată viața mea până în clipa de astăzi, pentru că prin ele nu ai vrut altceva decât să mă faci mai sfânt și mai mântuit și mai iertat și mai om și mai om. În țara Uț era un om. Slăvit să fie numele, e vorba de Iov. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru tot ce ne-ai vorbit și astăzi. Amin. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Amin.